Astra a ajuns la 9 victorii consecutive după meciul de sâmbătă cu Vitorul Constanța și s-a distanțat în clasament. Formația lui Gică Hagi a venit la Giurgiu cu speranța unei surprize care să o scoată de pe ultimele locuri ale clasamentului, dar și cu amprenta înfrângerii din campionat și cupă în fața elevilor lui Daniel Isăilă. Giurgiuvenii au dominat jocul de la un capăt la celălalt, oaspeții reușind în rare rânduri să pună în pericol poarta lui Coman, în general prin șuturi de la distanță. Japonezul Takayuki a șutat încă din secunda 28 la poarta lui Balauru, apoi Viitorul atacă și în minutul 14 Mățel scoate de pe linia porții șutul lui Puțanu. Bucaria a avut două șanse mari de a deschide scorul în minutele 15 și 17, apoi gazdele au cerut penaltii la pătrunderea lui Junior Moraes în careu, dar arbitrul Radu Petrescu n-a fost de acord. 0-0 după 45 de minute și giurgiuvenii reintră mai hotărâți după cele 15 minute de pauză. În minutul 55 Daminuț atinge mingea cu mâna, este penalti și Budescu transformă, după ce faza penaltiului este intens controversată. Budescu rămâne eroul altor două ratări imense, șutând alături de poartă, deși preluase nestingherii pe piept în centrul careului. Mingea ajunge în continuare la ambele porți și cele două adversare ratează pe rând, iar scorul final se scrie în minutul 80 cu un șut din interiorul careului, al lui Karin Abdulioda, după o serie de bâlbâieli ale fundașilor oaspeți. Meciul se termină cu 2-0 pentru Astra, care astfel se instalează în fruntea clasamentului cu 41 de puncte. Am avut o discuție, m-am temut de acest joc, sincer, le-am atras atenția băieților, știam că nu ne va aștepta un joc ușor, eram convins că cei de la Viitorul își vor vinde scump pielea, sunt în criză de puncte, veneam după două jocuri în care i-am învins fără drept de apel în campionat și în cel din cupă și m-am temut de acea relaxare, de acea siguranță pe sine a jucătorilor. Important e că la pauză am schimbat. Și schimbările au venit cu plus, foarte bine, cei care au intrat de pe bancă, am câștigat fără drept de apel. În frângere, nu reușim să adunăm puncte, cu toate că am făcut un joc bun. Este foarte important să reușim să marcăm. În momentul în care marcăm, prindem mai mult curaj și jucăm mult mai bine. Dar și așa, consider că am făcut un joc bun în care ne-am creat situații de a marca. Așa este, am simțit o victorie destul de grea. Am avut o primă repriză mai puțin reușită. Important este că reușim să scriem a doua repriză și să câștigăm. Trei puncte importante, cu emoții. Trebuie să recunosc că am avut emoții. Emoțiile pleacă de la faptul că e foarte greu să-ți în priză echipa după atâtea jocuri. Sunt foarte multe jocuri discutate în această perioadă de timp. Ei cred că uneori că dacă intră pe teren, de ajuns să intre pe teren și golurile vin. Ceea ce ați văzut că nu s-a întâmplat în prima repriză. Au tratat câteva faze cu ocazii mari de gol, cu foarte mare ușurință. S-a întâmplat și în repriza a doua. Dar ăsta e fotbalul. Mă bucur că s-a câștigat, mă bucur că avem încă 3 puncte și faptul că așteptăm meciul cu Steaua de pe poziție de, să zic, cu moral bun.